înregistrare. O înregistrare nu se știe, de 500 până la 1500 de euro în Olanda. Salutare tuturor și bine ați venit la un nou episod cu mașina potrivită. Normal că toate sunt noi. Astăzi am terminat de verificat această frumoasă mașină din spatele meu. Este vorba despre o Alfa Romeo Giulietta. Foarte faină mașină, 2011 A10, 213.000 de kilometri și un motor foarte crocant, 170 de cai din 1.4 turbo benzină, manuală în 6 trepte. Haideți să vedem ce am aflat despre ea. Bun, dragilor, după cum sunteți obișnuiți, verificăm întâi vopseaua. Avem ca revopsiri ăsta, haionul este revopsit, probabil l-a dat într-un stâlpișor, ceva de genul, și a trebuit îndreptat o bucată de pe aici, pe undeva. Stratul de chit este foarte subțire și este bine aplicat. Acum, tocmai a început ploaia, eu am verificat mașina când încă nu era apă pe aici. Așa. Mai avem aripa stânga spate revopsită și se vede o urmă de revopsire aici. Și cam atât. Este foarte, foarte puțin chit aici pe pasajul ăsta, gen, ce să zic, am o bucată până aici, dar un strat mic. Și mai avem ușa asta care este și ea revopsită și bara față. Bara față sigur a fost revopsită mai de mult, mult mai de mult decât toate celelalte componente. Din punct de vedere estetic, la o mașină din 2011 te mai aștept să aibă o chestie de asta, o hârșitură. Farurile arată bine. Mai avem tot așa pe bara față încă ceva aici. O mică zgârietură, îndoitură aici. Dar na, mașina e veche, frate, nu-i nouă. Pentru o mașină de genul ăsta, mie mi se pare că este în stare destul de bună. A, și mai avem aici ceva. Așa. Aici începe puțin minimal să ruginească. Asta nu este revopsită. Așa, și mai avem mici urme de chestii, dar per total mașina mi se pare că este într-o stare destul de bună. După cum știți că mi s-a pus și mie pata, vreau să verific eu mașinile astea pe Car Vertical, să văd exact ce îmi dă Car Vertical și ce este în realitate pe mașina asta. Pam, 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 pam. Trebuie să vedem. N-a fost furată, ok. Kilometrajul pare să fie ăsta. 196.000 avea în 2019. Acum are 213.000 și mașina a fost folosită, dar de când e cu work from home, nu prea o mai folosești. Bun, și la daune, stai să vedem ce avem la daune. Păi nu avem așa multe daune. O înregistrare nu se știe, de 500 până la 1500 de euro. În Olanda este ceva minor, încă una, deci asta a fost în 2014. Să zicem, poate asta e, nu știu, nu știm ce a dat. 2014, dauna asta a fost între 0 și 500 de euro, deci ați avut o daună de 0 euro și încă o daună de 0 euro. Adică daune destul de mici, mi se pare mașina foarte, foarte ok. Preț 7400 a fost la vânzare, acum este 5800. Giulietta, benzină, 125 de kW. Și niște poze cu mașina de când a fost pusă la vânzare. Mă, cu alte cuvinte, a zice că de data asta raportul a fost foarte ok și foarte util. Ne-a arătat că mașina are daune mici și mici și necunoscute, așa. Da, mi se pare accurate, adică exact. Bun, haideți să ne uităm la motor. Aici sunt chestii care nu-mi plac. Asta este motorul. Îmi place că nu este spălat. Și ăsta este primul lucru care îmi place. Ăsta este un motor interesant, îmi place puterea, îmi place cum sună, îmi place tot, dar nu mi place vasul de expansiune. Acum, în mâna asta am nimic și în asta la alta am camera. Nu pot să vă arăt. Acum tocmai ce am mers cu mașină. Așa, dar am deschis să stau atent. Și problema este asta, să văd dacă pot să vă arăt fără să mă ard. Nu este o idee bună, încă este destul de fierbinte. Am vrut să vă arăt depunerile din interiorul vasului de expansiune, se și văd. Asta înseamnă că fie a fost folosit un antigel prost, fie avem o problemă cu garnitura de chiulasă. În cazul ăsta, eu suspectez efectiv un antigel foarte prost, fie n-a fost schimbat
efectiv niciodată, fie s-a folosit un antigel greșit și pentru a soluționa problema ar trebui făcut un flash, pentru că ce este în vasul ăsta de expansiune, sigur, este și în, pe canalele de răcire. Oricum, este ca un fel de pastă de rugină, ca un fel de mâzgă de lut. Da? Deci n-am ceva negru și n-am ceva uleios, pur și simplu am depuneri de la vasul de expansiune și de la antigel. Îl mai lăs să stă un pic, așa poate să mai răcește. Dacă nu, pun o poză aici. Așa. Capacul ăsta de la ulei este efectiv rupt. Cineva a tras foarte mult de el. Se vede, mă, că e rupt. Da, sper că se vede. Așa. Și eu n-am vrut să-l rup și eu mai tare. Am desfăcut asta. De fapt, am desfăcut-o. Cineva, altcineva a tras foarte puternic de ea. Așa. Asta este, o dăm mai jos. Cam așa arată motorul. Dacă tragi prea tare de asta și nu tragi cu atenție, rămân piciorușe astea prinse aici, aici. Aia se poate pune la loc. Am pus-o la loc mai devreme. Și avem, probabil pe la valvă PCV, nu știu, o mică scurgere de ulei. Nu cred că e ceva grav. Pare să vină de sub chestia asta, dar nu pare ceva grav, sincer. Aici turbina în față, toată zona asta este super încinsă, de obicei, că turbina se încinge. Acolo jos este cureaua de accesorii. Nu știu dacă se vede, cred că nu focusează asta bine. În fine, acolo este cureaua de accesorii și este crăpată. Și aici, dacă punem asta, oricum se văd depunerile din interior. Vedeți depunerile alea? Alea sunt ca un fel de lut. Deci mașina asta are nevoie de o răcire foarte bună, mai ales motoarele turbo pe benzină au nevoie de răcire foarte bună pentru că se încălzesc foarte, foarte tare. Cam asta este despre motorul acesta. Uleiul arată bine, dar nu avem un istoric clar de reparații și servisul nu a fost făcut la reprezentanță, ci la un servis la niște băieți. Niște băieți care au tras puțin cam tare de capacul acesta. O mai risc o dată aici. Cam așa arată. Nu este nimic uleios, dar nu-mi plac depunerile acestea. Nu știu dacă se duc un flash. Deci ăsta clar nu este ulei, pur și simplu sunt depuneri de la antigel. Dacă era ulei, clar era garnitură de chiulasă. Chiulasă! După cum puteți observa, se vede că eu chiar am făcut verificarea. Acum, tocmai ce m-am șters de murdăria asta, m-am șters aici și când am deschis prima dată așa, m-am șters acolo. Acum, trecem la partea de cauciucuri. Această mașină folosește prestigioasa marcă Kangshan, o marcă foarte prestigioasă de anvelope, stau super bine pe șosea, mai ales când trebuie să pui frâne la viteze mari, sunt absolut super Kangshan. Așa, sunt Dot 2018 și ce nu-mi place la mașina asta este modul în care frânează. S-au încins astea? Nu. Avem un cant destul de mare aici pe discurile de frână față. Plăcuțele însă sunt bune. Asta înseamnă că oamenii s-au gândit, bă, haide să mergem cu discurile astea până nu se mai poate. Eu voi recomanda clientului meu, măi omule, trebuie să schimbi cel puțin discurile și plăcuțele, cu toate că pierzi plăcuțele. Da? Deci că discuri plăcuțe se schimbă împreună. Și în rest mai avem aici niște zgârieturi, dar nimic grav. Pe spate aceeași poveste. Kangshan sau Kangshan, așa, și discuri de frână destul de uzate, destul de proaste. Nu cred că se văd, dar plăcuțe bune. Per total, eficacitatea frânării este una proastă, adică calci pedala, pam, să zicem, aici e începutul cursei, aici capătul cursei și mi se pare că începe să muște din, în fine, să frâneze cam când ești pe aici și de aici frânezi. Adică la viteză mare pierzi foarte mult timp cu prima parte a pedalei care nu face efectiv nimic. Arată bine, chiar dacă a fost folosită preponderent în oraș, totuși arată destul de bine. Nu are accidente și are suspensie independentă. Pentru o mașină din 2011 are surprinzător de puțină rugină și cam așa arată partea din spate. Și avem și destul de puțină rugină
pe tobă. Mai ales pentru anul ăsta. Un Ford Focus arată mult mai prost, sincer. Aici în spate lucrurile stau foarte bine. Bancheta este într-o stare foarte bună, asta să pun asta la loc. Bancheta este într-o stare foarte bună și mi se pare mașina destul de curățică. Aici probabil la asta cineva acum, dar în general este o mașină curățică. Și îmi place și cum se închide ușa. Și așa arată partea din față. Aici m-am conectat eu cu testerul și pentru a te conecta trebuie scoasă bucata aia de plastic. Așa. Se pare că mașina a fost întreținută undeva la o reprezentanță. Ia uite, reprezentanță Mazda și Alfa Romeo, mă, bună combinație. Sau unii, bă, vindem Mazda, ăștia nu prea se strică, nu prea și le repară și hai să mai băgăm o marcă mai interesantă prin Olanda. Bun, haideți să vedem cum se ține în mână volanul. După cum se poate observa, există un martor la bord aprins, este vorba despre un airbag. La Alfa Romeo mă aștept la mici problemuțe pe partea electrică. La o spălătorie cineva a dat de scaun prea mult în față și în spate și probabil a demufat sau declipsat un senzor. Mai devreme m-am uitat și cu testerul pe ambele scaune. Airbag-urile există, așa sunt funcționare la fel și pretensionerele, mașina nu a înregistrat niciun accident, deci cel mai probabil spusele proprietarului sunt adevărate. Hai să trecem la partea care ne interesează cel mai mult, cum se ține în mână volanul. Bă, se ține bine, cu toate că bucata asta e cam groasă și știți că nu mă enervează așa, în spatele volanului ai o teșitură foarte mare, un loc unde să țin mâna. Deci ăia de la Alfa Romeo au zis, bă, oamenii care își cumpără Alfe vor să le conducă și vor să se simte bine la volan. Deci au făcut volanul mișto. Îmi place și volanul ăsta, nu pare efectiv deloc o mașină învechită, sincer. Arată bine. Mai avem un bec ars și cam atât. Scaunul are o mică problemuță, gen bucata asta de aici. Așa este cam moale, deci ăsta ar trebui dus la un tapițer să vadă ce ar trebui făcut. Mașina are mai multe moduri de condus. Are modul all-weather și ăsta limitează răspunsul accelerației, normal, și ăsta este modul dinamic. Aici accelerația răspunde mai rapid. Pedala este mai rapidă. Îmi plac butoanele astea de aici. Și au un feeling așa rewarding, aș zice, funcționează toate, îmi plac și astea pe aici. Trebuie să te obișnuiești cu Alfa, dar în principiu este super, super ok. Bă, fraților, hai să mergem cu mașina să vedem cum e. Merge. Pilot automat are. Merge. Parcă avea ceva. Da, dar nu l-am folosit. Aha, merge. A avut o mică ezitare. Păi n-am pățit niciodată asta. Nu? Nu! Dar tu cum ai mers cu ea? Frumos! N-am chinuit. Da, se aude bine motorul. Okay. Există un mic joc în volan. Și cam vujit de la vânt, nu știu, de la să mai aude pe aici câte ceva. Și frânele par pedala prinde destul de jos. N-ai turat-o niciodată? Păi, așa, mai multe, 3500, nu? 4000, poate. Păi, de ce aș face asta? Păi, ca să te distrezi. A, nu. Păi, nu voi băieții faceți asta. Dar trage bine, îmi place. Deci, mai zi-mi o dată, aia la spălătorie ți-au băgat nu știu ce substanță pe sub scaunul... Nu substanță, când mi-au deranjat
Dragilor, asta a fost această Alfa Romeo. Bă, vă place, nu vă place, credeți că merită sau credeți că nu merită? Proprietarul ne zice că este cam cea mai ieftină de pe net la momentul ăsta, dar clar nu este o mașină populară. 5.800 de euro, trebuie schimbate discul față-spate, trebuie făcut un flash la sistemul de răcire, asta este ceva important, și mai trebuie schimbată valva PCV și cureaua de accesori, adică mai intră bani în mașina asta, dar este o mașină cu substanță și ați văzut, este fără accidente serioase, ci doar cu mici revopsiri. Și acum întrebarea mea pentru voi, mai degrabă o Alfa de asta sau mai degrabă un Golf? Sau dacă nu, atunci ce altceva ați lua cu bănuții aceștia? Și cu întrebarea asta vă las să vă gândiți, să o cugetați și să o rumegați. Și până data viitoare, dragilor, v-am salutat! Pa, pa!